Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. Denis Ispas, cam ciudat pe spate, șut extraordinar, ce execuție pretențioasă, dar foarte bună în același timp a lui Kipirliu. Prima ocazie acestei partide, părea o poziție foarte incomodă. O greșeală a lui Ispas, execuție însă de atacant veritabil. Bogdan Kipirliu, 13 goluri marcate în 9, de data aceasta va centra lung, la prima bară, minge care rămâne periculoasă, Hoffman recentrează, șutul lui Haite din prima, gol! 1-0, după 10 minute, șut impecabil al lui Haite. Mingea cred că a fost și deviată. Revedem faza. Wallace a respins doar până la bara a doua. Șut fără să stea prea mult pe gânduri. Așa fac fotbaliștii mari. Cu riscul de a trimite foarte departe de poartă. Dar dacă măcar intră una din cinci, să spunem, este... Încă o dată, faza golului, puțin deviată pare mingea, oricum se așează excelent Haită. Din prima ligă, a jucat o finală pe Arena Națională cu FCSB. Oh, ce execuție! Gorcea respinge pe poartă, respinge peste poartă în Liga 1, în tricoul Stelei, 15 goluri marcate, perioada în care ajungea și la echipa națională, unde a bifat 6 selecții. E un întretimp, Buhăescu execută peste poartă și în teren. Intervine jandarmeria. Ispas greșește însă pasa. Să vedem contra celor de la Steaua. Greșeală și a lui Balgiu. Atac 4 contra 3. Pasă în centrul careului de viere a lui Balgiu. Celor de la Universitatea, șut direct spre poartă, respinge Gorcea. O fază similară cu cea de mai devreme, încearcă din nou poarta, respinge Gorcea, corner pentru Steaua. Mult mai... Intercepție ratată a lui Roberto Romeo, Adi Popa la marginea careului, Adi Popa lasă bine în spate pentru o centrare excelentă. Cred că este cea mai bună fază de atac. Foarte puțin i-a lipsit lui Buhăescu. Deși mi se cam pare offside, sincer. Sau ar fi fost offside dacă Buhăescu ajungea la această pasă.